Acest program este susținut de Aqua Carpatica, gustul purității. Astăzi, la istoria secretă a umanității. Un ofițer de informații american cu rang înalt susține că guvernul SUA deține vehicule extraterestre intacte. Este poate cea mai convingătoare mărturie publică a unui oficial american despre problema extraterestră. Detaliile sunt absolut uluitoare. Faimosul Eric von Daniken lansează o ipoteză incredibilă despre activitățile extraterestrilor pe Terra. Veți rămâne uimiți! Suntem monitorizați de hipercivilizații extraterestre? De când și de ce? Șeful ASFAN România, senzaționalul Dan Farcaș, ne prezintă scenarii uimitoare, însă de o credibilitate greu de contestat. Vă prezentăm astăzi fabuloasa poveste a papirusului regal din Torino, una din relicvele cele mai importante ale antichității. Datele pe care le conține sunt atât de spectaculoase, încât istoria umanității ar trebui schimbată integral. Rămâneți cu noi! Despre rasele extraterestre se speculează foarte mult. Ce te faci însă când un fost pilot american, care a făcut transporturi și pentru CIA, pretinde că s-a întâlnit cu multe dintre acestea și face descrieri amănunțite? Rămâi să te uiți! Nu rata o ediție care îți poate schimba percepția despre viață! E bine, doamnelor și domnilor, episodul 22 din istoria secretă a umanității tocmai a început. Și va începe bine. În platou se află, bineînțeles, domnul Dan Farcaș, șeful ASFAN România. Bună seara și bine ați revenit. Bună seara, cu mare plăcere. Avem treabă astăzi, avem foarte multe poveștari, avem mărturii care sigur șochează lumea și termenul nu este deloc unul foarte, deși este unul foarte des folosit, chiar își merită nuanțele astăzi. Cazul David Grush, ofițer de informații, care susține că guvernul american deține vehicule extraterestre intacte sau parțial intacte. Este o poveste relativ recentă. De altfel, el a și părăsit guvernul în aprilie, se spune, după o carieră de 14 ani în serviciile de informații americane. Fost oficial de informații care a condus analiza fenomenelor anormale, inexplicabile, UAP-uri, cum sunt prescurtate, în cadrul unei agenții a Departamentului Apărării al Statelor Unite, susține practic că SUA dețin ambarcațiuni de origine non-umană. Înainte de comentarii și de a măsura credibilitatea acestei povești, într-un context foarte interesant în care în Congres mai mult cu forța așa a apărut până la urmă, serviciile au prezentat o serie de rapoarte despre aparițiile, despre unele fenomene aeriene inexplicabile. Apare și acest David Grush, care spune David Grush, habar n-am cum se pronunță exact, sună nemțește vorba noastră înainte de emisiune, care spune aceste lucruri. Fiți foarte atenți acum. You are saying to the human race, for the first time, an official intelligence representative at a high level from the US government is saying publicly, we are not alone. We're definitely not alone. Absolutely, the data points empirically that we're not alone, yeah. Do we have bodies? Do we have species? For the very first time, the world is about to hear from a former high-level US intelligence officer who says the government has some of the unidentified craft in its possession. He is revealing these exclusive details
about the secret government program. You are one of the most trusted former intelligence officials in the U.S. defense and intelligence establishment. Yes, I was. You were trusted with the most intimate secrets. Yes. What conclusion did you come to at the end of your time on the UAP task force? The UAP task force was refused access to a broad crash retrieval program. When you say crash retrieval, what do you mean? These are retrieving non-human origin technical vehicles, you know, call it spacecraft if you will, non-human, exotic origin vehicles that have either landed or crashed. We have spacecraft from another species. We do, yeah. How many? Quite a number. You're kidding. No, I thought it was totally nuts, and I thought at first I was being deceived. It was a ruse. People started confiding in me. They approached me. I have plenty of current and former senior intelligence officers that came to me, many of which I knew almost my whole career, that confided in me they were a part of a program. They named the program. I've never heard of it. And they told me, based on their oral testimony, and they provided me documents and other proof, that there was, in fact, a program that the UAP task force was not read into. If you're right, if you're telling us the truth, everyone, the entire American public, has been lied to for decades. Yeah, there's a sophisticated disinformation campaign targeting the U.S. populace, which is extremely unethical and immoral. You are saying to the human race, for the first time, an official intelligence representative at a high level from the U.S. government is saying publicly, we are not alone. We're definitely not alone. Absolutely, the data points empirically that we're not alone, yeah. Do we have bodies? Do we have species of non-human? Well, naturally, when you recover something that's either landed or crashed, sometimes you encounter dead pilots. And believe it or not, as fantastical as that sounds, it's true. So I've got to be blunt about this. Yeah. You're not making this up. This no. is not a lie. No, absolutely not. Because everybody watching this right now is looking at your face. Mm-hmm. They're going, is this guy for real? I am for real. And I'm sitting here at great personal risk and obvious professional risk by talking to you today. And just within the last 10 minutes or so, the Pentagon has released a statement to News Nation about this report. They say to date, Arrow has not discovered any verifiable information to substantiate claims that any programs regarding the possession or reverse engineering of extraterrestrial materials have existed in the past or exist currently. Arrow is committed to following the data and its investigation wherever it leads. Arrow, working with the Office of the General Counsel and the Air Force Office of Special Investigations, has established a safe and secure process for individuals to come forward with information to aid Arrow in its congressionally mandated historical review. Arrow's historical review of records and testimonies is ongoing and due to Congress by June 2024, and Arrow welcomes the opportunity to speak with any former or current employee or contractor who believes they have information relevant to this historical review. Bun. Cazul David Grush pare, sigur, un oficial important, unul dintre puținii care și-au permis luxul de a ieși în public cu așa ceva, dacă nu singurul, la cel mai înalt nivel. Nu, am mai ieșit și alții cu, mă rog. Au mai ieșit și alții. Dar nu la nivelul ăsta. Nu la nivelul ăsta. Statele Unite ar deține tehnologie de origine extraterestră. E intactă, atenție. Da. Sau parțial intactă. El susține că a fost șicanat, cred că e un termen modest. A fost agresat literalmente sau atacat pe diverse canale de către zone oficiale după aceste declarații. Grush, mă rog, se pliază așadar pe o serie de rapoarte recente care spun că au existat vreo 144 de incidente între piloții militari și aceste aeronave extraterestre, presupuse extraterestre în ultimii ani. E pe un curent de deschidere, vine și el, hop, vine cu bomba. Statele Unite dând apă la moară tuturor zonelor de conspiraționiste, să zicem, sau tuturor celor care credeau că, într-adevăr, Guvernul Statelor Unite ascund întregii lumi o realitate pe care mulți o bănuiesc. Suntem monitorizați de extraterestri, acestea sunt în permanent contact cu noi, unii sunt ok, cumva o atitudine pozitivă față de noi, alții mai agresivă. Unii se mai și prăbușesc pe aici. Da. Cum comentați? În primul rând, aș vrea ca să precizez câteva noțiuni de aici, că s-a vorbit despre acel ARO, de exemplu. Exact.
sau despre un task force care a existat. Începând de prin 2020, între Congresul Statelor Unite, pe de o parte, și Pentagon și Comunitatea de Informații din Statele Unite, pe de altă parte, care țin de, mă rog, Guvernul Statelor Unite, există o divergență fantastică și o luptă pentru a lămuri ce este cu aceste OZN-uri. Paranteză, doar atât intervin. Diferența este că în acest moment Gruș dă vina și pe Congres, că ar fi complicele Guvernului Statelor Unite în a ascunde o serie de informații esențiale, deci, despre aceste nave și aceste imagini. Din guvern au ieșit o serie de persoane, mă rog, și-au dat demisia din Pentagon, s-au aplicat, care au spus și au dezvăluit o serie de lucruri care erau ascunse înainte. Între multe, multe altele, sunt acele filmulețe pe care le vedem tot timpul la televizor, cu, deci, filmulețe luate de aviatori cu termoviziune, în care ei se întreabă ce se întâmplă și vezi OZN-ul prins de către aparatură. Dar au existat și alte astfel de dezvăluiri. S-a spus că acest Gruș a mai făcut un pas înainte. Însă, eu fiind și în legătură cu mai mulți analiști din străinătate, am văzut, și nu vorbesc numai în nume personal, am văzut atitudinea și reacțiile pe care le-au avut ei. Deci, omul spune o jumătate de adevăr și o jumătate de invenție. Deci, ce este, se pare, măcar 80% adevărat? Că au fost OZN-uri prăbușite, că au fost poate și corpuri recuperate, că din bucățile recuperate s-a făcut retroinginerie. Deci s-au constatat că au niște proprietăți practic imposibile din punctul de vedere a tehnologiilor pământești, dar cu cercetări s-a reușit să se reproducă acele. Unii spun că Kevlarul a fost inventat astfel. Era ceva găsit într-un OZN și ulterior dezvoltat de către industrie. Industria militară și apoi dat la îndemâna publicului ca un exemplu, cu diverse aplicații comerciale. Ca un exemplu, în 95 a apărut o carte scrisă de Philip Corso, un colonel american care a fost în permanență în umbra unui general foarte influent. Era omul lui de bază. Și spune că era în Pentagon, l-a chemat generalul și a spus, uite ce este. Niște băieți s-au adus un fișet la tine în birou. Astea sunt cheile. Nu deschizi decât la miezul nopții dacă ești convins că în acea aripă nu se mai află nimeni. El a deschis și afirmativ acolo erau niște texte și niște obiecte, chipurile din aceste prăbușiri. Acum, care era rolul oficial al acestui ofițer? Rolul oficial al acestui ofițer era următorul. Când se prăbușea un MiG în Vietnam sau în Coreea sau nu știu unde, lui i se aduceau niște resturi care nu semănau cu ceea ce aveau americanii. El lua aceste resturi, dădea telefon la un contact al lui de la marile concerne militar-industriale, stabilea o întâlnire și îi arăta aceste obiecte. Deci, uite, am recuperat astea, v-ați putea voi ocupa să vedeți ce este, să fabricăm și noi și așa mai departe? Dacă ăla răspundea da, a doua zi un oficial apărea la ușa acelei
întreprinderi și venea cu un contract din partea Pentagonului și așa mai departe. El a luat aceste obiecte și le-a prezentat contactului său ca fiind luate de la ruși. Sau, mă rog, de la un inamic. N-a spus că sunt de origine extraterestră. Dar, făcându-se retroingineria, s-au obținut niște obiecte. Și el, cu un an înainte de a muri, a simțit, vezi, Doamne, nevoia să se confeseze. Uh-huh. Bun. Însă el, fiind un ofițer de contrainformații pe undeva la bază, totdeauna rămâi cu o umbră de suspiciune. Să revin puțin la Gruș. Așa. În această dispută între Congres, care cerea să se dezvăluie cât mai mult despre OZN-uri, și Pentagonul, care voia să țină cât mai mult secret niște lucruri, am mai discutat, este omenește să fie așa, Congresul a făcut mereu pași înainte. A fost acel task force din care Gruș a făcut parte, pe urmă s-a schimbat, task force-ul a fost demis și s-a înființat acel AARO pentru anomalii, all type anomalies, și din care Gruș n-a mai făcut parte, pentru că s-a înființat cam când el deja se pregătea să iasă din Pentagon, dar avea același scop, să vadă dacă OZN-urile, mă rog, să strângă date despre OZN-uri. Și pe urmă vedem noi care e originea lor. Și deci anul ăsta, în ianuarie sau cam așa ceva, erau deja vreo 500 de cazuri strânse. Și însă au declarat, dar nu avem nicio dovadă că ar fi extraterestre. Și pe undeva nu scrie pe ele made in extraterestru, deci nu au dovada. Acest Gruș, în iulie anul trecut, a depus această plângere și, în paralel, niște congresmeni, foarte interesant, de ăștia care candidaseră să devină președința Statelor Unite, dar, mă rog, la prima strigare, pe urmă, pe măsură, n-au mai fost luați în considerare, dar, în orice caz, au candidat, într-un fel. Deci ăștia înăspresc an de an legile. Și legea pentru 2023 prevede, între multe altele, zice să se facă lista tuturor tentativelor de a ascunde fenomenul OZN din 45 încoace. Dacă vă puteți imagina, nimeni nu crede că așa ceva ăia o să și facă, dar li s-a cerut să facă. Și în acest context mai există un paragraf. Și dacă cineva a avut acces la informații veridice despre fenomenul OZN și i s-a spus că n-are voie să divulge, prin această lege este liber să vină să prezinte Congresului această dezvăluire și nu va putea fi urmărit legal pentru asta. Deci este un fel de amnistie pentru avertizori. Și a intrat în us de la 1 ianuarie anul ăsta. Bun, deocamdată însă... Și el a vrut să profite de acest caz. Și a profitat de această situație, a ieșit și a vorbit. Da. În acest context, mai există, Gabi, fi foarte atent acum, cazul unui pilot. Deci nu e vorba de astronaut, că avem și un astronaut astăzi care vorbește despre întâlnirile cu extraterestri. Cazul unui pilot care la un moment dat a făcut și niște transporturi pentru CIA în timpul războiului din Vietnam. Așadar, un pilot destul de credibil și el, care iese și vorbește însă despre speciile extraterestre cu care ar fi intrat deja în contact piloții pe parcursul american, pe parcursul activităților.
Gruș, e un debut, e un caz de început al emisiunii, putem reveni la el. Da, hai să vedem dacă acest personaj, acest pilot, întărește de poziția lui Gruș sau se duce prea mult în senzațional și e mai mult o dezinformare. Noi suntem, nu pretindem că tot ceea ce spun acești oameni este și real, însă, pe de altă parte, coroborând cu alte surse, unele dintre ele istorice, nu putem să ignorăm astfel de poziții, mai ales că e vorba de oficiali, de ofițeri, de oficiali ai guvernului american, ai armatei sau ai structurilor de informații. Deci asta sunt imagini dintr-un muzeu. Da. Bun. Hai să dăm și mărturia pilotului despre speciile extraterestre de pe Terra. There's at least 70 different species and probably more. That's not the ones we usually see though. We see the little gray ones, they're about 4.5 feet tall. And we see the ones that are called the Nordics, they're about 7 feet tall, look like us, but they're invariably blonde hair and blue-eyed. They're one of the species that we have on ice. We recovered alien bodies from that incident. And what'd they do with them? They autopsied them. The reason they had to create an electromagnetic facility is the fact that the EBEs are so advanced, they have special environment, special air. It's my understanding they can only last about 20 minutes in this air. I think we made a deal with them, and their ultimate, what they want to do is regenerate their own race. Now, apparently, they've either had some kind of nuclear accident, or they're on the backside of a evolutionary genetic curve, and they're going downhill instead of uphill. In other words, in the autopsies, of which I have two, we found out that their digestive system is atrophied. They can't eat through their mouth anymore. You know how they eat? Well, these cattle mutilations, they take the hormones and the enzymes from those cattle, and they spread it on their skin, and their skin absorbs the nutrients and then excretes the waste back through their skin. And if you read Whitley Strieber's book or listen to him talk, he talks about when he's seen them doing this to their skin, and they're scraping the waste off. Now, these cattle mutilations, there's been a film made about that, and perhaps in a couple of minutes we can take a look at some excerpts of that. Yeah, Strange Harvest was a good one, but another thing that happened here on March 4th, there was a documentary released on the best UFO photos that have been taken so far, including a minute and 38 seconds of videotape. Now, what happened is in November, this guy took these photos, took it into the TV station. They thought it was great, but nobody would believe it. So they spent 3 months checking the validity of the, authenticating the videotape and checking out the credibility of the witness. And when they had it all down, they put out this documentary, 30 minutes. Bun. Acest pilot, John Lear, susține, iată, că sunt mai multe specii extraterestre și că unele dintre ele au această particularitate. Da, sunt pe curbă descendentă evolutivă și nici mai pot mânca, mutilează vite. Vreau să spun că, așa, pentru a înțelege fenomenul OZN mai bine, există o mitologie OZN. Această mitologie este, sigur, foarte multă ceață. Însă aproape 80-90% sunt fake-uri fabricate sau făcute special pentru dezinformare. Deci de către agenții guvernamentale care au fabricat pentru dezinformare niște filmulețe și așa mai departe. John Lear a ieșit la iveală. Practic, el l-a inventat și pe Bob Lazar. Adică nu l-a inventat. Era prieten cu el și l-a adus în studio. Și el este, într-adevăr, un foarte bun pilot, un pilot de încercare. Ceea ce a spus el și ceea ce a spus, cred că din jurul anului 1990, dar n-are importanță, este că, într-adevăr, există specii diverse care sunt raportate de către cei care spun că s-au întâlnit chiar și cu omuleți. Există întâlniri de gradul 3 în care te întâlnești cu o entitate. Când s-a făcut o statistică, pe primul loc sunt micii cenușii de un metru și un pic, pe urmă vin înalții blonzi care sunt 2 metri, pe
poate pe al treilea loc reptilienii și mai sunt și altele care sunt ciudate. Nu se poate spune, deci până aici se pare că suntem foarte aproape de adevăr. Se întâmplă aceste, pentru că sunt mii de cazuri, da. Și nu știu câte sute au vorbit de micii cenușii și așa mai departe. Există chiar niște secvențe, apropo de micii cenușii, le-am dat la un moment deci, dat. Deci oamenii care n-au discutat acele între secvențe ei. Celebre din da. Turcia, de prin 2005, cred, în care într-o așa numită navă, în cockpitul unei așa numite nave extraterestre, da. Sunt niște siluete care corespund cu acești cenușii deci, și se văd destul de bine. Mii de cazuri, mii de cazuri. Asta cu mutilările de vite sunt de asemenea mii de vite mutilate. Este o doamnă, Moulton Howe, care mai apare și în zilele noastre în tot felul de filmulețe, show-uri. De seriale, da. Pentru că este o persoană extrem de prezentă și de credibilă și, cum să spun, cu minte științifică, care a făcut acel filmuleț, Strange Harvest, la care s-a făcut aluzie aici. Și filmulețul l-a făcut, cred că, în 79-80, ceva de genul ăsta. Însă încă este foarte, foarte prezentă. E bine, astea sunt fapte. Însă momentul în care încep eu interpretările, niciodată un omuleț verde n-a fost văzut alimentându-se. Nici cu mâncare, nici cu băutură. Probabil că funcționează pe alte principii. Dar de aici să spui că știi tu că funcționează pe bază de vite mutilate, deja intrăm în zona de speculații care n-are rost să... Sau în zona de avid de senzațional la televiziunea americană. Până la aș vrea să revin totuși la grâș puțin. Mm-hmm. De ce? Pentru că la primul moment m-am pus și eu întrebarea, dom'le, nu cumva omul ăsta chiar știe niște treburi. Însă dacă citești atent declarațiile lui, el fiind în Pentagon, fiind, mă rog, o persoană extrem de loială și de credibilă și de tot ce vrei, pozitiv, 36 de ani, mă rog, el avea niște prieteni foarte buni care i-au povestit niște lucruri pentru care au jurat că sunt adevărate. Deci el nu povestește ce a văzut, ci el povestește ce i s-a povestit. Și dăm voie să-ți mai dau câteva exemple de genul acesta pentru ca telespectatorii să înțeleagă. Deci, la un moment dat, mă rog, este și cazul Bob Lazar. E celebru. Da. Bob Lazar deja e celebru. Însă a fost un rus. Anton Amfalov. Și tipul acesta a trimis în Anglia o serie de relatări unui editor englez că și rușii au astfel de colaborări cu... Că și rușii au OZN-uri prăbușite, că au niște baze subterane unde colaborează și așa mai departe. Și dă și numărul unității militare. Și când a fost întrebat, bine, de unde ai aceste informații? De la niște persoane foarte suspuse și dincolo de orice dubiu în materie de credibilitate. Dar omul a fost curios și s-a dus chiar să vadă în acele unități militare și, bineînțeles că a fost luat în râs. Dom'le, există niște lucruri, dar nici vorbă de baze subterane, nici vorbă de colaborări. Și pe chestia asta, în 2009, a scris o scrisoare care este dramatică și care a fost difuzată, dar sigur că nu toată lumea a ajuns să citească. Eu am apucat să citesc scrisoarea
și o și am undeva, în care spune ce am fost, de fapt, folosit ca un dezinformator. Ca să ce? Pentru că mi s-au dat niște date neadevărate pe care eu să le răspândesc în lume, crezând că sunt adevărate. Ce ani de zile eu am căutat o pisică neagră într-o cameră întunecată în care n-a fost niciodată o pisică. Bun, ideea era să răspândească informații care să undeva să îngrijoreze pe inamicii rusii. Deci nu este exclus rusii, cu gruși să avem o situație asemănătoare. Da, e un tip tânăr care iese brusc din Pentagon și care era evaluat foarte bine. Toate valorile profesionale erau foarte, foarte bune. Considerat, da, el personal, da. Considerat foarte serios și care într-o dată începe să spună, domnule, Guvernul Statelor Unite și Congresul ascund informații, ascund opinie publice, informații legate de deținerea de nave extraterestre intacte, da, sau bucăți. Acum însă, da, am mai abordat cu noastră în ediția precedentă, de exemplu, care a avut mare succes la public, am arătat în premieră națională imagini cu mumii extraterestre, potențiale mumii extraterestre. Da. Pe marginea cărora s-au făcut cercetări ultra-serioase, la nivelul prezenței unor oameni de știință incontestabil, cu carieră incontestabilă, s-a ajuns până în Congresul unei țări sud-americane, în Peru. Cazul a fost dezbătut, au fost televiziuni americane implicate în povestea asta, Ministerul Culturii sunt a vrut să confiște... câteva universități, absolut, din Peru. Ministerul Culturii a vrut să confiște acele mumii. Mă rog, toate lucrurile astea confirmă că există o poveste de care nu avem cum să scăpăm. Da. Eric von Däniken își numea una dintre cărți Zeii nu ne-au părăsit niciodată. Sigur că, pornind de la acest titlu, da, numele episodului nostru de astăzi este Extraterestrii nu ne-au părăsit niciodată. Am arătat pe parcursul acestui serial foarte multe imagini care stârnesc enorme semne de întrebare. Am vorbit despre posibilă intervenție acestora în crearea unei specii umanoide mai bune, gen Homo sapiens sapiens pentru extraterestri, care să-i fie ajutat mai mult. Am vorbit de posibilă intervenție brutală a extraterestrilor la un moment dat, când această specie pe care au creat-o li s-a părut mai puțin ascultătoare. Am arătat bazoreliefuri vechi de mii de ani, reale, ultra-reale, dar care jenează enorm de mult știința actuală, în care zei cu cranii alungite sunt prezentați în niște ritualuri în care țin la un moment dat în mâini, de exemplu, cranii de care seamănă foarte tare cu al lui Homo sapiens sapiens, lăudându-se cumva cu această creație și care apar și discuri cerești. Mă rog, am făcut aceste eforturi. Eric von Däniken nu prea l-am comentat. Vine și el cu una dintre afirmațiile lui celebre acum, este prezent în emisiunea noastră, vorbind despre permanenta prezența extraterestrilor aici, fie pentru a-și alimenta, să zicem, navele cu o serie de materii prime pe care noi le avem pe Terra, fie pentru a-și crea aici o altă, alte, să zicem, comunități, pentru că la ei pe planetă se întâmplă altceva. Și iată ce spunea von Däniken despre platoul Nazca, celebrul platou Nazca din Peru. Să fiți foarte atenți cu toții, doamnelor și domnilor, urmează imagini extrem de interesante. Eric von Däniken, faimosul Eric von Däniken, despre intervenția extraterestrilor în platoul de la Nazca. Da, foarte tare imaginea asta. In Nazca, there you see some mountains which were artificially cut off. You never see these mountains on television. Somebody cut the top of the mountain off. You can clearly prove it in the pictures. They found a magnetic field in the ground under the line, which is so high that they could not measure it anymore. There's something deep down there. Deci, aici von Däniken susține că extraterestrii au tăiat, practic, vârfurile munților, le-au decupat și, da, că la televizor nu se arată aceste lucruri sau nu se prezintă filmări care să susțină aceste imagini. Sunt prezentate doar din unghiuri stranii și că în adânc ar exista câmpuri electromagnetice de o intensitate uriașă și dacă s-ar săpa acolo, dacă ar exista tehnologia potrivită pentru așa ceva, am găsit lucruri extraordinare. Cum comentați? Ați fost aici? Sunt foarte multe lucruri de comentat, nici nu știu în ce ordine să le iau. Bănuiesc că ați fost în Peru.
Da, nu, chiar aici am fost în apropiere și, de exemplu, la Pumapunku, unde sunt niște construcții absolut inexplicabile din punctul de vedere al Tiwanaku, unde este Poarta Soarelui și așa mai departe. Probabil unul din primele orașe de pe Terra. Așa se spune. Deci, majoritatea liniilor de la Nazca sunt făcute de oameni. Dar nu sunt făcute, știu, fără rost. Una dintre cele mai bune explicații, că există cel puțin 10 explicații, este că le-au făcut ca un fel de mesaj față de acei zei care coborau acolo. Deci era un fel de interacțiune cu o putere care o vedeau deasupra lor. Uh-huh. Și nu uităm că... Platoul de la Nazca are zeci de kilometri. Da, acele mumii au fost găsite tot în niște peșteri din această zonă. Exact. În momentul în care vorbim de un munte retezat fără un motiv oarecare, sigur că intrăm iarăși la idei. Atenție, muntele da. Din granit. Da, exact. Hai să spunem, uneori resistentă. Mai faci lucrări de genul acesta. Dar dacă vrei să construiești un oraș care să fie în poziția respectivă, însă nimic de genul acesta nu justifică. Și atunci ar fi fost o muncă colosală oricum. Însă, mi se pare credibil următorul lucru. N-am dovezi, dar mi se pare credibil că în anumite locuri, sub pământ, există niște instalații folosite de extraterestri în anumite scopuri. Există povești, de exemplu, cu OZN-uri care intră într-un munte. Uh-huh. Pe moment se deschide o poartă acolo unde nu era nimic și se închide la loc. Și astfel de povești există în multe locuri din lume, dar cel puțin trei sunt suficient de des evocate, un astfel de caz fiind în Alaska, dar mai sunt și altele, încât n-ar fi exclus să fie și așa ceva. Mai există și sub fundul oceanelor, pentru că sunt destul de multe OZN-uri care intră și ies din ocean. Avem, că am discutat, trei cazuri cu lacul Vidraru, intrări și ieșiri de, și așa mai departe. Deci, baze ascunse OZN care să aibă și o anumită lucrare la suprafață sunt de asemenea plauzibile. Dar eu aș vrea, pentru că bănuiesc că noi avem și niște ascultători care sunt fideli și care ascultă emisiune de emisiune, și pentru aceștia aș vrea ca să subliniez un lucru care nu se spune destul de apăsat. În univers, Pământul este o planetă extrem de rară. Adică eu nu vreau acum să înșir toate condițiile care au făcut ca după 4 miliarde de ani de evoluție să se ajungă la om. Încă o dată, acum jumătate de miliard încă eram la microbi. Abia în ultima jumătate de miliard am ajuns să avem această bogăție care se vede. Există multe planete care seamănă cu Pământul, dar n-au avut cel puțin 100 de condiții pe care noi le avem. Una singură, citind acel articol pe care mi l-ați trimis, mi se pare incredibil faptul că Jupiter, de exemplu, care are o masă de vreo 300 ceva de ori mai mare decât a Terei, este exact în acea poziție. Exact așa. Dacă era puțin mai aproape, da.
atunci, care se prevede să oprească, ciocnirile cu Terra ale nenumărați asteroizi. Deci, din marginea sistemului solar vin spre Soare în permanență mii de asteroizi și Jupiter îi culege, Jupiter și Saturn de altfel, îi culege pe măsură ce vin, fiind mare, e ca un magnet, îi atrage. Alminter ar ajunge la Pământ, deci ar fi fost un bombardament că n-am ieșit din lavă. Atât ar fi bombardat Pământul. Dacă ar fi fost puțin mai departe, nu mai putea să ne apere, dacă era puțin mai aproape, destabiliza Pământul. Luna, cum să spun, diametrul e un sfert diametru Pământului. Deci este foarte mare pentru un satelit. Nici o planetă din sistemul solar, afară de planetele alea din afară, de la margine, nu are un satelit atât de mare comparativ cu propria care și așa mai departe. Care i-a permis să modifice fluxurile Luna mărilor. A făcut o mulțime de lucruri foarte bune pe Pământ. Între altele, am scăpat de niște cutremure catastrofale, pentru că tot timpul masează scoarța Pământului și acest masaj face ca să existe cutremure, dar pentru că scoarța Pământului se mișcă și se încalecă și așa mai departe. Deci, dar n-are rost acum să le înșirăm pe toate, sunt multe. Deci, e o planetă cu condiții rare. Da. Făcând o statistică, și sunt cărți pe tema aceasta, făcând o statistică, s-a ajuns la concluzia că în galaxia noastră, care are vreo 200 de miliarde de sori, ar putea exista cel mult 100 de planete asemănătoare cu Pământul. Alții, mai pesimiști, au spus s-ar putea să fie una singură, noi. Nici o altă planetă în galaxie. Alții au spus, suntem singuri, tot pe calcul statistic, suntem singuri în 100 de galaxii. În sfârșit, asta nu înseamnă încă că suntem totalmente singuri, pentru că Universul pe care îl vedem prin telescoape are vreo 2 trilioane de galaxii asemănătoare. Dar ele sunt la milioane de ani lumină. Miliarde. Deci nici o rachetă nu va putea vreodată depăși viteza luminii după știința pe care o avem noi. Deci nu poți călători 1 milion de ani până acolo și încă 1 milion înapoi. Nu merge. Ori într-un milion ajunge acolo. Și atunci, dar ce s-a greșit în toată această numărătoare? Hai să zicem optimist, sunt 100 de planete asemănătoare. Planete norocoase în galaxie. Nimeni nu s-a gândit la timp. Universul are vreo, așa zic astronomii, 13,8 miliarde de ani. Deci asta este ceea ce se afirmă la ora actuală și toate calculele bat în zona asta. Noi, Soarele, Pământul s-a născut acum 4,5. Deci a fost 13,8, 4,5. Alții se puteau naște cu un miliard de ani înaintea noastră și să ajungă în faza noastră societate tehnologică acum 1 miliard de ani. Deci înseamnă că avansul este fabulos. Bun. Hai să zicem că sunt 100. Începe calopul nou de imagini cu OZN-uri? Da, să fim atenți, o să-l reluăm la un moment dat. Unele dintre ele pot fi fake-uri, altele sunt Mai sunt și fake-uri, mai sunt și altele sunt realmente senzaționale. Asta se pare realmente că e reală, senzaționale. Bun. Deci, totuși, să închei ideea. Avem 100 de
mă iertați, facem un pic de aritmetică. Avem 100 de civilizații într-un miliard de ani. Înseamnă că odată la 10 milioane apare în medie o civilizație. Deci în momentul în care noi ne-am întâlnit cu o altă civilizație, aia nu o să fie numai cu 1000 de ani înaintea noastră sau cu 10.000 de ani, așa cum cred toate filmele și toate romanele SF. Ci șansele sunt să fie cu mult mai avansate. Deci cel puțin 10 milioane de ani. Ăia nu stau de vorbă cu noi. Ăia ne socotesc, eu știu, în cel mai bun caz. Deci strămoșii noștri acum 10 milioane de ani erau niște maimuțe care se cățărau în copaci. Deci dacă mergi undeva unde ești într-o junglă și vezi maimuțele astea, nu vii cu tratate de prietenie și hai să vă dăm niște tehnologii și voi ne dați nu știu ce. Dar ăla care s-a născut primul, acum un miliard de ani, ăla ne vede ca pe un mușuroi de furnici. Ăla poate ia o furnică, o studiază, o aruncă înapoi. Este foarte posibil. Deci eu dacă aș fi entomolog și aș avea de studiat niște furnici, ce aș face? Aș lua niște furnici foarte valoroase. Aș lua dintre ele câteva și le-aș duce la mine în laborator. Le-aș face un loc acolo și le-aș lăsa să se mulțească, le-aș da hrană. Deci, le-aș mai adapta un pic dacă... Și la un moment dat ar rezulta niște furnici speciale în care eu pot pune un chip și să trimit înapoi în furnicar ca să vadă ce mai face furnicarul. Dar nu mă duc eu în furnicar. Deci diferența dintre o hipercivilizație, deci care are multe milioane de ani înaintea noastră, și noi este cam asta, cu o mică observație. Noi nu suntem doar niște furnici. Noi am putea deveni o hipercivilizație dacă avem această șansă. Ce înseamnă asta? Înseamnă că noi suntem o specie îngrozitor de agresivă. Dacă ni s-ar da tehnologii, primul gând al ăluia care ar pune mâna pe tehnologiile astea, să-i supună pe ceilalți. Să se impună pe tot globul pământesc, el, să zicem americanii, dar poate chinezii, de ce nu, poate rușii. Și în momentul în care tot pământul este supus, atunci începem să cucerim galaxia și mi-ai dat tehnologie, dar și eu sunt deștept. Tu n-ai vrut să fii agresiv cu mine, dar eu știu să fiu agresiv cu tine. Și încep să cuceresc și să... Deci, știindu-ne acest nărav, nu este plauzibil să ne dea vreo tehnologie. A, făcutul focului, chestii de genul ăsta, treacă meargă, dar nu mai mult. Și așteaptă să vadă dacă ne dezbărăm de acest nărav sau ne omorâm. Pentru că civilizația ar putea să dispară în câteva sute de ani, deci cam asta este statistica, dacă mergem tot așa mai departe. Nu cu bombele atomice, se vor inventa alte metode mai noi. La epopeia lui Gilgamesh și al alte mărturii din istoria civilizației, lăsând la o parte faptul că, din păcate, celebra bibliotecă din Alexandria a fost rasă de pe suprafața Terei de niște iraționali. În trei rânduri a fost rasă. În trei rânduri. Și prima Cezar... dată Iuliu Cezar i-a dat foc, a doua oară creștinii, și a treia oară, pentru musulmani, că a fost și a treia oară, au dat lovitura definitivă. Da. Dacă biblioteca din Alexandria ar fi fost intactă și acele manuscrise de acolo s-ar fi păstrat, în acest moment istoria umanității ar fi fost alta, cu siguranță. Cred că prezența acestor extraterestri
în istoria Terrei a fost mai mult decât interesantă și cred că au existat și episoade de tip războaie, conflicte nucleare pe Terra, fie între ei, fie pentru a șterge o populație de care nu erau mulțumiți și o creație care le ridica mari semne de întrebare, așa cum sunt anumite mărturii în istoria sumeriană sau chiar în Egipt sau în miturile grecești. Vreau doar să... Cât mai avem până la pauză? Să-i anunț pe telespectatori. După pauză, printre altele, vom, pe lângă comentarii pe marginea acestor imagini, unele dintre ele realmente senzaționale și chiar vreau să-l văd pe domnul Farcaș comentându-le, vom vorbi despre fabuloasa poveste a papirusului regal din Torino. Nu știu câți dintre voi știți că acest oraș italian subestimat, Torino, găzduiește, cred că al doilea muzeu de egiptologie din lume. În cadrul acestui muzeu se află niște piese inestimabile. Una dintre ele ar putea fi această relicvă din istoria antichității excepțională, care, coroborată cu alte surse, cum e tablița lui Abydos sau istoria lui Maneto, pot să ne facă să înțelegem o altă istorie a umanității. Este foarte simplă, vă prezint după pagină această poveste fabuloasă a papirusului regal din Torino. Dăm și imagini cu extraterestri. Mai avem și depoziția extrem de interesantă a unui astronaut american care ne vorbește despre contactele cu extraterestri. Rămâneți cu noi, ne revedem imediat.